Salut! Ăsta este primul nostru vlog, rally vlog. L-am invitat pe prietenul meu și campionul nostru atât pe partea de raliuri cât și campionul mondial la box, Mihai Leu. Salut Mihai, ce faci? Ceau Daniel! Ia uite că... Refac după da. Ne-am mutat aici în studio după toată nebunia asta pe care am avut-o pe circuit. Și acum să discutăm așa puțin despre, eu aș vrea să începem dacă vrei, despre cum ai ajuns, cum ai plecat tu, că eu mă știu și pe mine plecat de acasă spre o lume necunoscută, cum ai reușit să ajungi la nivelul ăsta și presupun că ai întâmpinat o grămadă de situații. Bine, cred, Daniel, foarte mult, acum bineînțeles că nu cred că este o regulă, dar poate, nu știu, și bine, în primul rând am crescut de mic, am avut un antrenor care, el m-a format ca boxer și lui datorez aproape tot. În primul rând m-a învățat că nu există imposibil, adică în viață orice îți dorești, orice vrei să faci este posibil. Bineînțeles că nu ajunge doar să ai ideea asta în minte. Trebuie, nu știu, vrei să ajungi campion, vrei să, nu știu, poate vrei să-ți, nu știu, să ai o mașină frumoasă sau ceva. Eu cred că e foarte greu să-ți setezi în minte, să-ți separă totul imposibil, pentru că îți dai seama, noi trăim într-o lume a temerilor în momentul ăsta, toată lumea este înnebunită și așa cu o frică pe fiecare pas pe care îl face, tot cu mai multă grijă, așa, și pare o nebunie oarecum să zici, bă, nimic nu este imposibil. Da, Daniel, dar eu sunt convins din experiența mea de viață și mai ales în sportul m-a și format pentru viață. Chiar cred în asta că nu există imposibil, doar că trebuie, normal, să nu ai teamă, trebuie să muncești foarte mult, trebuie să fii în stare să, pur și simplu, eu chiar am zis, mă puneam noaptea în pat, tot era un exercițiu pe care domn profesor, așa îi spuneam, mi-l recomanda, pur și simplu îmi imaginam cum devin campion, cum câștigam meciuri. Normal că este foarte multă muncă, normal că nu este ușor, adică eu n-am intrat în discotecă până la 19 ani niciodată. Imaginez că există o rutină din asta în care o faci zilnic și chiar ajungi probabil la un moment dat la o saturație din aia în care zici, mamă, cât o să mai fac până o să ajung eu campion? Cât oare o să mai dureze? Adică există acest sabotaj al creierului. Sunt oameni care renunță pe parcurs, bineînțeles, într-adevăr nu este ușor, dar... Eu așa am învățat să nu mă opresc până nu îmi îndeplinesc obiectivul. Eu dacă mă cresc și la box, după ce am devenit campion mondial, bine, am renunțat la box din cauza accidentării de la umărul stâng, dar să știi că pe de-o parte, chiar dacă, nu știu, câștigurile financiare sunt întotdeauna foarte tentante, dar faptul că mi-am îndeplinit obiectivul de a deveni campion mondial la box profesionist, cumva m-a făcut să nu mai am chiar dorința dinainte 100% să... Deci cum sună chestia asta, campion mondial, e... Da. Câteodată să știi că și mie, nu știu, așa parcă, sincer îți zic, parcă nu vine să cred, dar acasă. Mie mi se întâmplă lucruri pe care uneori le fac și zic, Doamne ferește, păi cum e posibil? Eu totdeauna cred în viață, cel mai important, chiar vorbeam cu cineva... Sunt oameni care zic, nu știu, îmi propun să ajung la etajul 10 și dacă ajung la etajul 7, tot e foarte bine. Dar, exemplu, eu nu gândesc așa. Dacă îți propui să ajungi la etajul 10, trebuie să nu te lași până nu ajungi la etajul 10.
E foarte adevărat. Bine, ce se întâmplă când ajungi la etajul 10? Ce se întâmplă? Ăla a fost că tu poți obiectivul să spui tău. Că ai ajuns la etajul 100. Ce se întâmplă acolo? Nu, dar cred că ăla a fost obiectiv. Bine, eu sincer îți spun, am vrut așa, nu știu, mi-am dorit enorm de mult, dar în același timp i-am spus și soției, spre exemplu, i-am spus, bineînțeles că am fost format de mic, așa am avut încredere în mine, munceam foarte mult, eu n-am fost la, nu știu, discoteci, n-am fost în tabere cu colegii mei. Am muncit chiar foarte mult. Dar chestia asta te-a frustrat în vreun fel? Bă, nu. Frate, eu n-am fost la discotecă, n-am fost la... Nu, să știi, pur și simplu, de multe ori lumea spune că face anumite sacrificii. Eu gândesc puțin altfel, nu sunt sacrificii. Tu vrei să mergi pe un drum. Tu faci altceva, fiindcă asta vrei tu să faci. E o nu chestie sunt... de plăcere pe care trebuie să o faci către drumul. Exact, dacă tu dorești să mergi la discotecă să dansezi, ok, este altceva. Poți să devii, nu știu, altceva în alt domeniu, dar de obicei sportul cu distracțiile astea nu prea merg împreună. Asta pentru că ai nevoie de o disciplină anume pe care trebuie să o ai. Eu știu, disciplina, e, din punctul meu de vedere, e destul de greu de accesat și nu toată lumea are acces la această senzație de disciplină și, evident, disciplina odată formată pe parcurs te poate duce către succes. Dar să știi că disciplina asta practic te formează nu numai, nu știu, să fii punctual, să fii... Pur și simplu eu cred că disciplina și tot ce ține de asta te învață și să nu renunți niciodată, fiindcă s-a dovedit de foarte multe ori că, nu știu, atunci când tu nu ai renunțat, ai crezut că nu mai poți, până la urmă a fost adversarul tău cel care a renunțat, că n-a mai putut el. Și de asta întotdeauna trebuie să ai asta în minte, să nu renunți. Adică bine, acum, a nu renunța, având disciplina, clar, te duce către a nu renunța, pentru că ai un țel pe care ți l-ai stabilit, dar odată disciplina, să știi că are, eu așa o simt, are și această tentă de rutină și rutina realmente te poate duce către o chestiune care se presupune că creierul se plictisește și zici, bă frate, nu mai vreau să... renunț, gata, hai să încep altceva sau poate îți vine altceva în cap, dar dacă ai disciplina asta te poate duce către succes. Să știi, Daniel, că și în sportul de la noi și în sportul în alte țări sunt anumite diferențe. Eu ce am sesizat în Germania, se mergea foarte mult pe conștiința sportivului și pe dorința lui de a reuși. Nu trebuie să fie dorința antrenorului sau dorința federației care să te împingă pe tine să devii campion mondial. Eu am avut așa niște experiențe în viața mea. Spre exemplu, în țările capitaliste nu prea se mai practică cantonamentele. De ce nu se practică? Sportivul, în momentul în care face, așa cum ai zis și tu, zi de zi același lucru, nu poate să aibă o prietenă, nu poate să aibă, să nu mai zic, o familie. La un moment dat, într-adevăr, zice, bă, am o situație financiară bună, mă las de sport, îmi văd de familie, vreau să petrec mai mult timp cu familia mea. În momentul în care sportivul devine disciplinat, el poate să aibă și o viață de familie aproape normală, că nu poți să-i zici în momentul în care e sportiv profesionist că petreci foarte mult timp cu familia. Dar având și această viață, asta îți permite să faci sport până la vârste mai înaintate. Crezi că dacă ai talent, să zicem că ești foarte talentat la un lucru, la box, în cazul ăsta, și nu ai disciplină, ești pierdut? Eu zic că da. Se poate să reușești, dar astea sunt excepții. Normal, eu cred că în sport există niște reguli pe care dacă nu le respecti în totalitate, este aproape imposibil să reușești. Bun, cum ai plecat? Ok, tu, eu știu că la un moment dat ai terminat cele... erai campion național, iar la 3 luni ai plecat din țară. Adică în momentul în care tu ai ajuns la un succes național, da? Nu chiar național, am fost... bine, nu știe foarte multă lume, fiindcă normal, titlul mondial la profesioniști este mai important, dar... Am fost în România înainte să plec, am fost de 4 ori campion în România, adică am câștigat titlul în fiecare an în care am boxat. În 1987 am fost campion mondial în Cuba, după aceea am plecat, deci după ce am devenit campion mondial la amator. Ce vârstă aveai atunci? 19 ani.
Păi cum? Eu la 19 ani mă gândeam la, sincer spun, la prostii. Mă rog, mă gândeam și la bani, sincer, dar mă gândeam să-mi setez așa oarecum, să merg mai departe, neavând nici educația necesară de acasă oarecum, ca să mă poată împinge în viață așa mai brutal, dar tu ți-ai luat-o dintr-o dată în piept. Adică eu aveam temerile mele la 19 ani, iar nici nu mă gândeam să mă duc așa să o iau, mai ales având un succes în țară. Mă rog, eu dacă n-am succes... Mă gândesc, poate îmi găsesc succesul în altă parte, dar tu l-aveai deja aici. Nu, nu știu, e, să știi că totdeauna, poate că așa am fost crescut, normal că fiecare om își dorește să aibă o situație bună, să aibă, dar la mine, nu știu, sportul a însemnat foarte mult, a însemnat foarte mult să am rezultate, a însemnat foarte mult pentru mine, eu sunt și o fire mai rebelă și pot să spun acum, nu știu, am și avut norocul să fiu dintr-o familie... Părinții, bunicii, unchii mei, toți erau șefi de restaurante pe vremea lui Ceaușescu. Viață bună! Da, am primit la 18 ani și 2 săptămâni am primit prima mașină. După ce am devenit campion mondial am primit a doua mașină. Am avut apartament în București, casă la Unedoara. Dar deci, atunci în momentul ăla. Nu vreau să spun astea ca să mă laud, crede-mă. Nu. Eu înțeleg perfect unde zici. Pe mine mă, adică stau și mă gândesc, bă frate, mă avea tot aici în țară. La ce trebuie ți să te mai gândești să pleci din țară? Au fost așa câteva întâmplări care m-au făcut să fac asta. În primul rând, am venit de la campionatul mondial din Cuba și mi-am luat două casetofoane. Na, ce să nu mâncam, nu. Și am ajuns la Otopeni. Și m-a întrebat, era o doamnă, doamnă, tovară, ce ziceam pe vremea aia, și a văzut, le împachetasem în training-uri să nu se spargă pe drum, cum aruncă bagajele prin cală, și m-a întrebat ce e aici. Și i-am zis, două casetofoane, dar nu le mai scoateți. Și când a auzit, cum să nu le scot, mă, nesimțitule, păi tu nu știi că n-ai voie să aduci așa ceva în țară. Și cumva m-am gândit, adică, cumpărate... cu banii, că nu mâncam. Și mile ei. Le-am primit a doua zi înapoi, dar cumva rău a fost făcut. A mai fost și experiența, bine, asta am povestit-o foarte rar, dar cred m-a chemat ceistul de la Dinamo, era un colonel, și mi-a zis, mă, Mihai, tu ești un băiat cu minte, noi avem grijă Securite, de tine. Societe. Da. Și mi-a zis, dar tu trebuie să ne spui despre colegii tăi care... Și eu am zis, bine, dacă m-ar fi întrebat acum, i-aș fi zis poate așa cum zici tu. Da, dar n-aș fi făcut-o. Dar i-am zis, tovarășul colonel, nu vă supărați, eu nu pot să fac asta, sunt colegii nu mei. Nu pot să faci asta? Lasă că... E așa, urma deplasare în Turcia, pe mine m-au tăiat de pe listă. Păi eu la Turcia. A venit tatăl meu la club, la Dinamo, și a zis, domnule, de ce l-ați tăiat de pe listă, că nu-i corect? A zis, nu vă faceți probleme, pleacă luna viitoare în Rusia. Avem un meci în Siberia extraordinar, da. Unde o să și boxeze. Toate astea adunate m-au făcut să iau decizia. Bun. Să nu care mai a fost vin primul pas? Ok, erai acasă? Am, bine, a fost o perioadă așa destul de agitată, mai ales faptul că am devenit campion mondial în Cuba, a complicat puțin lucrurile, fiindcă plecasem în armată. Cine a rămas în Cuba? Bine, să știi că am fost cu Feri Vaștac și cu Nicolae Aliuță și am avut discuția să rămânem acolo, în Cuba. În Canada făceam escală și am avut discuția să rămânem acolo. Cred că Feri a zis, nu știu, am ajuns noaptea în aeroport în... Trăiești de emoții, cred că în momentul ăla nu știi ce să faci, să rămâi, să pleci, să rămâi, să... Da, și eram în Montreal noaptea, pe la 2, cred că am făcut escală la mers spre Cuba și a zis Feri, hai să rămânem aici. Și știu că i-am zis, Feri, am muncit atâta pentru campionatul ăsta, hai să mergem, boxăm și rămânem la întoarcere. Numai că la întoarcere, îți dai seama, a fost delegație cu 3 boxeri și am venit cu 2 titluri mondiale. Și eu și Vașta Capi. Mă duc acasă seară, eu Ceaușescu ce-am făcut. Dar te-a primit Ceaușescu? Ai fost, ai vorbit cu el? Nu. N-ai avut... Nu. Prima dată ni s-a spus că ne va aștepta la aeroport, dar după aia nu știu ce a fost și n-a mai venit. A fost o delegație din partea lui... Era la Casa Poporului, probabil. Era vreo... S-a surpat vreo șanță. Da, da... Nu știu cum să zic eu, pentru sport să știi că au fost niște vremuri destul de bune, dar
părerea mea, faptul că oamenii n-aveau libertate, no, că frate, erau biciuiți asta, de Doamne ferește. Da. Adică pe mine, sincer, asta m-a... Zim, te rog, asta că e foarte interesantă treaba asta. Adică eu acum intru în povestea a ta. Aveam apartament în București. Stăteai într-un apartament și te gândeai, bă, eu mâine trebuie să plec. Bine, noi, spre exemplu, pe vremea aia, stăteam în cantonament aproape tot anul. Dacă mă crezi, am avut apartament în București, crede-mă, n-am intrat niciodată în el. Deci eu nu am văzut acel apartament, l-am primit de la Dinamo, nu am intrat niciodată în acel apartament. Și eram tot timpul în cantonament, eram tot timpul plecat la turne și n-am, da. Pur și simplu nu l-am văzut. Cum a fost? Zic că eu fierb acum. Iar când am rămas în Grecia, acolo am rămas, bine, eu am avut o mântușă care era consilier juridic la Ministerul Sportului și ea a rămas o zi înaintea mea în Austria și ea s-a gândit că probabil voi rămâne, probabil s-a gândit și ea că, nu știu. Dar acasă nu te-ai gândit că e posibil tatăl tău să aibă probleme? Mă rog, familia în general. Pe... Am vorbit cu tata înainte să plec, okay. Și acum știi cum e, pur și simplu... asta am și spus și știam, am sunat Nadia din străină. Nadia plecase înainte? Nu cred că Nadia după. Bine, știu, să știi așa, un lucru care m-a impresionat foarte tare și care chiar la mine a contat enorm de mult. După ce a fost revoluția în România, a apărut un ziar pe care cineva mi l-a trimis din România și scria acolo, nu știu... Dragii noștri sportivi, Nadia Comăneci, Miodrag Belodedici și Mihai Leu, vă așteptăm cu mult drag acasă. Și să știi că pentru mine a contat enorm de mult. Și spun un lucru pentru care nu m-am mutat niciodată din Hunedoara. După ce am devenit campion mondial, bine, m-a așteptat lumea în oraș, în fața casei de cultură, nu știu, mii de oameni, nu știu să zic câți au fost, dar cineva a pus un banner la intrarea în Hunedoara, pe care a scris așa foarte simplu: Mihai Hunedoara te iubește. Pentru mine, crede-mă, e ceva incredibil. Adică așa întipărit în minte mi-a rămas acel banner. Ce tare. Cred că de asta nici n-am plecat niciodată din Hunedoara. Pentru mine, toată Hunedoara. Mie îmi spune copilul cum o iubește, nevasta. Și, bine, și să fiert. Nu, da, da, asta... Dacă vrei să vină și să-mi zică, Daniel, Corbeanca te iubește. Stai seama că... Bună ziua, bine. Da, să știi că sunt niște sentimente frumoase, da, care... Da. Nu știu, poate n-ai ocazia să le trăiești tot timpul și să știi, nu știu, nu vreau să par, normal că și partea financiară contează, da. Dar să știi că astea sunt lucruri care, cred eu, îți rămân întipărite în minte toată viața și la mine cel puțin au contat extrem de mult. Foarte tare. Și ok, ai ajuns în Germania, acolo te-ai stabilit, te-a ajutat, presupun că deja cunoșteai pe cineva, adică te-ai dus la o chestie, la un punct fix. Nu. Nu? Deci pur și simplu a fost, crede-mă, totul la întâmplare. La vedere, pe VR-ul. Da. Acum nu știu, câteodată mă gândesc, bine, aveam 19 ani, nici nu știu... Chiar mă gândeam, bine, probabil că astăzi n-aș mai face așa ceva, sau nu știu, nici nu mai e nevoie, dar crede-mă, deci am rămas, n-am avut niciun ban la mine, am rămas fără bani, am fost învățat de unii și de alții să mă duc la restaurantele unde se strângeau românii. Da, ai dormit, eu am dormit 3 zile, am avut experiența și asta, am dormit 3 zile într-o autogară prin Madrid, deci... Nu, eu am fost puțin norocos, dar, spre exemplu, nu aveam acte, fiindcă totdeauna nou, în momentul în care treceam granița, ne luau pașapoartele. Și îți dai seama că fără niciun act... Da, n-ai ce să le arăți la ea acolo. Și am fost... Bine, eu am trecut din Grecia, am ajuns până în Franța, dar am stat 36 de ore într-o ladă, într-un tir, a trebuit să stau acolo, da. N-aveam niciun act și normal că m-a trecut un șofer de tir, un englez, contra sumei de 700 de dolari și... De, tu aveai și un bănuț, adică nu ai plecat, aveai un bănuț la tine să tranzacționezi o chestie de genul ăsta. Chiar, uite, aveam antrenor la lotul național pe vremea aceea, pe maestru Relo Auraș și țin minte, m-am întâlnit cu el după mult timp la un turneu în Italia.
Bine, eu boxând pentru Germania, ei cu naționala României. Da, un sentiment Da, ciudat, nasol, mai nasol. ales că în final am boxat cu un român, cu Vasile Câtea. Dar țin minte, mi-a zis Lelu la oraș, face, Mihai, când m-am întors din Grecia, m-au chemat la securitate, cum de te-am scăpat din mână de ai rămas în Grecia. Și face, am scăpat cu următoarea frază, mă rog, probabil a și scris-o, nu știu. A zis, le-am spus, dacă aveam o situație bună, au zis, dacă ar fi trebuit să fac o listă cu cei care ar rămâne în străinătate, a zis, pe mine m-aș fi pus înaintea lui Mihai Leu. Păi și nu l-a avut probleme. Nu, l-a... nu, nu, nu. Bine, și după aceea nici familia, deci eu totdeauna și specificam la telefon, că știam că sunt ascultate telefoanele. Bine, n-am dat niciodată interviuri să vorbesc despre România, n-am vorbit niciodată. N-am intrat pe partea asta de politică în care să-i... Exact, când mă întreba cineva... Se hormonește acolo treaba. Da. Când mă întreba de ce am rămas, adică am n-ai zis fost că la vreau Europa să fac Liberă sport, să dai nu, interviuri. Niciodată. Ai fost Dar cumva? nici la ziare, la radio, la TV în Germania, deci vorbeam despre sport, dar am zis că despre politică nu vorbesc niciodată. Și... Da, păi asta spuneam și la telefon ca să aud, ca să audă. Știe. Știu, nu mă interesează politicul, eu am venit aici pentru că vreau un viitor mai bun. Da, da, le spuneam că vreau să fac sport la un nivel mai ridicat. Asta era scuza. Păi era și asta un deranj. Știu ce la noi se poate. Să știi că erau condiții bune pentru sport. Adică chiar, nu știu, că n-aveam alimentația poate care o aveau alții, n-aveam... nu știu, chiar condiții, dar faptul că noi stăteam tot timpul în cantonament, faptul că tot timpul aveam un program foarte ordonat pentru sport, să știi că asta a ajutat foarte mult sportul. Zi-mi un pic, ca să o citesc pe domnișoara care ne-a luat interviu aici la TCS, cu autoturismele astea acum. Adică, pentru că după ce Aușescu s-a cam întrerupt treaba asta de braliuri. Și ai fost așa printre primii cu care ai oarecum ai venit. Nu, un pic, nu știu, păi mai cunoscut așa. Eu, spre exemplu, de copil, nu știu, deci eu știu atât. Când vine vorba de raliuri, știu doar Mihai Leu și, mă rog, Titi Aur. Titi Aur. Bine, și eu am auzit de Titi Aur înainte să mă apuc de raliuri. A fost oarecum, bine, mie îmi plăceau mașinile de mic, normal, cei care mă cunosc de mic, să știi, spun că la box am ajuns întâmplător, nu la raliuri. Probabil că așa, așa trebuia să fie. Și chiar țin minte, am fost, deci după operația pe care am avut-o la brațul stâng, am avut o perioadă de pauză și am fost să văd raliul Brașovului. Eram în țară și m-am întâlnit cu soția regretatului Ludovic Balint. Da, mă da. Cunoștea de când eram mic, normal, că dacă mergeam cu tata la curse, și mi-a spus, Mihai, lasă boxul, aici e locul tău. Nu mi-am imaginat e niciodată. Probabil v-a zis așa, din complezență. Da, da, categoric. Ia, uite, dar ia, uite că ia, așa aici, asta, da, a fost incredibil. Da. Vrei să urci la volan? Da. Da, și după aia am început. Da, am avut și norocul că am mers bine și uite așa s-a... A stat un talent ascuns, că altfel nu văd. Să știi că sunt mulți care se apucă de curse și nu termină. Să știi că am talent la sport, adică, na, Doamne ajută, probabil așa am fost înzestrat de la natură, dar să știi că sunt foarte multe domenii care sunt antitalent. Acum, norocul meu că am reușit să fac ce... da. Ceva ce mi se potrivește, dar, spre exemplu, la muzică, profesoara... Dacă începea ora și cântam toți în cor, spunea Leu, tu joacă-te, desenează, fă ce vrei, dar nu cânta. Le stricai... Le stricam ora, râdea toată lumea. Le stricai și... orchestra acolo, da. Era mai... Da. La și... dansuri la fel, mai multe domenii. Da. Bun, te-ai dus să-ți cumperi prima mașină? În Germania? Nu știu, sau... unde, nu știu. Unde. În România am avut prima dată Allseed. După aia, după ce am devenit campion mondial... Am avut o Dacie, bine, făcută pentru Ungaria, din am aia, înțeles, știi cum era înțeles, pe da, da. Și după aia, în Germania, bine, eu am fost totdeauna așa, nu știu cum să zic, dacă mi-am dorit să devin campion mondial, spre exemplu, m-am învățat tot timpul să, nu știu, să încerc să am țeluri mai... disciplină.
Și în Germania, spre exemplu, prima mașină pe care am avut-o a fost Mercedes. Toți ziceau că să încep și Altceva. eu cu... Dar nu, bine, și mă antrenam foarte mult, munceam Ia, foarte acum, tu mult și... oricum erai umblat, știai despre tot ce se întâmplă. Eu mă Da. speriam, m-am speriat la geam electric, spre exemplu, și țin minte că mi-au cumpărat părinții o mașinuță, o furgonetă, așa, o ceva albastru, țin minte și acum, și mă jucam în fața porții și a venit un bătrân, era fără cablu, Da, tram, și dădea cu mâna să vadă dacă nu-i cablu, dacă ceva, dacă nu-i ceva ascuns E, acolo. păi oricum au fost alte vremuri, Daniel, categorică, și la mașină ce știai de aer condiționat sau Doamne, aveam ferește. servo la Dacia sau Pe da. aer condiționat, nu știu, cred că prin 2000 și Au fost cu totul am alte avut, vremuri, am dar avut. eu cred că ne-au și învățat multe lucruri, să știi. Lipsurile astea? Eu cred că ne-au călit mai tare. Bine, nu e un lucru bun, fiindcă am avut o copilărie mai grea decât... Dar... Alergam pe toate dealurile. Da. Mă vedeam cai, lăsau oamenii cai duminica pe dealuri și mă duceam și urcam pe cal la 10 ani, la 11 ani să urci pe un cal. Adică Da. nu vizualizam pericolele de nicio Păi natură. bine, Mai... oricum atunci când ești copil, categoric, nu te gândești prea mult la... Adică eu n-aș lăsa copiii mei, spre exemplu, astăzi, acum, să facă așa ceva. Doamne ferește, de Da. neimaginat. No. Păi multe lucruri, mai ales că le știi, normal că întotdeauna te gândești copiilor tăi să le fie mai bine decât ți-a fost ție. Dar, vezi, câteodată e bine și ei să treacă prin anumite lucruri mai grele, fiindcă altfel, nu știu, știi, viața nu e foarte ușoară și întotdeauna mai ai și probleme. Chiar cred că am citit undeva, dacă un copil se împiedică și cade, Hai, ridică-te, ridică-te! da, dacă îi întinzi tot timpul mâna să se ridice, el întotdeauna va aștepta un ajutor atunci când a căzut. Și atunci e bine să-l înveți să se descurce și singur. Băi, la țară e pe principiu te-ai murdărit. Tu gura mătii. Iar te-ai murdărit aici la... Ia uite, acum trebuie să iară să... Da. No, foarte tare treaba asta Bun, și pe parcurs ai început să vii la curse din ce în ce mai mult. Ți-ai Da. achiziționat o mașină de curse. Care a fost prima? Bine, a fost oarecum așa o întâmplare. Venisem în România după Adică accidentarea de făceai la... la fel ca acum, închiriai mașini de la nu știu ce. Nu, bine, am avut problema la braț, am fost operat, am venit în România și mi-a zis cineva, Mihai, vezi că cei de la Ford România au adus 5 Forduri K de curse și caută piloți. Am sunat O, imediat la ce Ford, tare! m-am uitat de numărul Unde plăcut. s-ar întâmpla așa ceva azi? Da, este un lucru real. Bine, le-au dat în anumite Da, condiții, au cred, căutat. cred. Și am sunat și eu și am zis, îmi dați și mie o mașină de Bună raliu. ziua! Bineînțeles că imediat au zis Păi a da. contat foarte mult numele. Da, știu că m-a ajutat asta, Da, normal. dar E, e și munca ta, până la urmă, de ce să nu te ajute? E acolo. am început să merg la raliuri. Prima dată m-am gândit că o voi face până când îmi revin cu brațul stâng. Între timp am mai fost la câțiva doctori. Nu, până la Piloții urmă... tot așa se plângeau cum se plâng și acum, tot așa au toți pe, sau erau mai în fair play decât astăzi. Mie acum mi se par așa, nu știu, majoritatea tot permanent sunt într-o intrigă de asta cumplită. Eu înțeleg să fii competitiv și așa mai departe, dar nu știu, existau și atunci chestiile astea nu știu, înțepături ca să le spunem. Da, să știi că pentru mine eu am rămas puțin mirat așa de ce se întâmplă, dar De mediul eu, ăsta. da, nu pot să zic, adică sunt oameni și oameni ca peste tot, dar eu, să știi, ce am învățat și de la box, mai ales boxul e un sport individual și am fost învățat să fac eu ce trebuie să fac, să mă preocupe pregătirea mea, să fiu eu altfel, adică eu, spre exemplu, unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în sport și cred că m-a ajutat foarte mult, Eustațiu Mărgărit îl cheamă pe cel care m-a format ca boxer și mi-a zis întotdeauna, și nu numai că mi-a zis, mi-a și demonstrat cu foarte multe lucruri și așa a încercat să mă formeze, nu există scuze în viață. Adică, el, dacă mă crezi, Daniel, mergeam cu el cu mașina prin țară,
El era antrenor federal și căuta prin toată țara talente. După ce m-a văzut pe mine, a început să mă ia cu el și, spre exemplu, mergeam pe drum. Noi la ora 5 după amiază trebuia să facem antrenament. Dacă ne prindea 5 pe drum, oprea mașina într-o parcare, mă punea să iau training-ul pe mine și făceam antrenament în acea revenim parcare. Revenim asupra disciplinei, da, exact, și asupra faptului că trebuie să te organizezi și să-ți respecti tot ce ți-ai propus. Să știi, Daniel, că da, după ce am mai trecut timpul și am mai crescut și eu, normal că m-am gândit, puteam să începem antrenamentul și la 5 jumate și la 6, nu era nu știu ce pierdere. Dar cred că așa a vrut să mă învețe exact asta, că dacă îți propui ceva, trebuie să te ții de ce ți-ai propus și să faci ce. Sau la fel, dacă ploua, nu exista, deci... Și mi-a povestit, știi că Cipanu a fost cu mine la Bucovina, mi-a fost, mă rog, fostul tău, da, da, corect, fostul tău copilot a fost cu mine. Eu, uite, vezi, e așa în mare. Da, n-am încă titlul ăsta de campion mondial la box, dar... Nu-i târziu nici nu, acum. Nici se pune problema, doamne. La cât bine ești tu de ambițios, la cât ești tu de ambițios, te cred. Da, pe cum ar fi, nu. La 50 de ani, cam acolo mi-am făcut eu niște calcule, eu cred că 51 de ani ar fi, da, calculul precis. A fost campion mondial la box Bernard Hopkins la 50 de ani. Nu, bă, ce spun? De asta mă, când? Eu de mâine. Mai las săptămâna asta, iar de luni încolo mă apuc de box. Bun. Și mi-a povestit câteva chestii, că îți dai seama, mașina de raliu, când am primat noi pe acolo între probe și așa mai departe, mi-a tot povestit de lucrurile pe care le aveați voi. Oarecum tot revenea asupra lucrurilor din mașină cu tine și mi-a povestit un pic de, mă rog, nu dăm nume, da? Dar anumite sabotaje, că de asta am deschis subiectul ăsta. Eu, spre exemplu, simt înțepăturile, nu mă interesează pentru că sunt imun la toate injecțiile astea, dar viața grea, iarăși m-a adus aici, dar mi-a povestit un pic, adică tu erai deja pe ultima probă spre finalul cursei. Așa, și la un moment dat? Bine, este un... Eu, spre exemplu, sunt o fire foarte optimistă. În primul rând, nu-mi place să mă gândesc niciodată la necazurile sau problemele pe care le-am avut. Pe de altă parte, eu cred că și regretă ce a făcut. Da, nu, n-a fost frumos. S-a întâmplat, dar să știi că pur și simplu, până la urmă, s-a terminat bine, că... Na. Așa era normal să... Eu nu cred că regretă. Eu l-am cunoscut și eu personal nu prea e omul regretelor, să știi. Omul ăsta trăiește o viață, e tren. 500 de ani. Nu știu, dar... 2-3 pastiluțe, dacă se mai inventează, duce în 500 de ani. Adică să ia pastila undeva la 100. Duce, să știi. Da? Da. Nu știu, dar... Ți-am zis, a fost o întâmplare. Eu am trecut peste... Nu. Mi-a povestit, adică tu îți dai seama, ți apare, dai, că... Și îți dai seama, știi cum e, muncești pentru ceva, îți dorești atât de mult și... Numai despre asta e vorba. Da. Dar... Adică eu personal nu urăsc hoții ca și persoană, ci că vine în casă la mine și încearcă să-mi fure munca mea. Despre asta e vorba. În restul domnul e un hoț. A, și nu mi-a furat mie nimic, treaba lui. Dar în momentul în care vine și îți deranjează mediul tău de muncă, da, unde tu ai muncit, ai și, adică e o muncă și asta cu să-ți fure un arbitru o secundă, ne vezi că te frustrează maxim. Bă, este, da. După raliu, eu mă gândeam, bă frate, mi-a furat o secundă, uite, la Mangalia mi-am luat 6 secunde că am atins ăla, balotul. Îți dai seama că bă, 6 secunde, m-am dus direct în locul 3, deci nu venea să cred. Daniel, asta aici pot să intervin și eu, că normal aceste reguli se fac fiindcă tu dacă greșești și este o penalizare prea mică pe care tu nu o simți, tu nu-ți mai dai seama de greșeala pe care adevărat, ai făcut-o. Adevărat. Și atunci normal că tu dacă greșești trebuie să fii penalizat să se simtă. S-a simțit. Nu? Data viitoare să nu mai lovești. Nu? Să nu mai faci. Da. Da, nu, dar a fost, îți dai seama, destul de ciudat,
pentru că mă trezesc dintr-o dată că nu mai am 6 secunde, încă scozese și un timp extraordinar de bun, venise un coleg de-al meu, zice, domnule, ești cu forță, ca să mi se dea alea 6 secunde înapoi și oglinzile care mi-au sărit, dacă se poate să avem, adică mi-au sărit și oglinzile, zice, bă, dați-mi și oglinzile înapoi și luați-mi și alea 6 secunde de penalizare. Ei, n-a fost așa, eu n-am zis nimic, adică nici măcar nu mai, asta nu, e, nu, dar normal, la curse. Da. Este urât, nu știu dacă ți se face o nedreptate, dar totdeauna trebuie să ai și puterea, dacă ți se dovedește că n-a fost o nedreptate, măcar să recunoști. Asta este... E greu. E greu cu... Da, dar să știi că dacă reușești să faci asta, ai șanse mari să te perfecționezi. Fiindcă, ce vorbeam mai înainte, da. Nu găsești scuze și să cauți tu întotdeauna să fii mai bun. Spune-mi, te rog, părerea ta. Eu am deja format o părere, dar importantă e părerea ta vis-a-vis de, există un plafon în care ești, băi, e maximul. Dacă n-ai ajuns acolo, nu mai poți să mai fii pilot de curse pentru a ajunge, știu, nu știu, campion mondial, îți dau un exemplu. Adică la modul că ai niște ambiții și niște țeluri foarte mari și există vreun drum din ăsta care, dacă nu l-ai făcut în tocmai, nu vei ajunge niciodată și să-ți dai seama pe parcurs să nu mai pierzi timpul? Daniel, îți dai seama, acum totdeauna, bine, eu ți-am zis, de multe ori eu am început sportul la 4 ani. Să știi, când începi sportul de la vârsta aia, ai, nu știu, cumva poate alte idei și despre sport și despre viață. La noi, mulți cu care vorbești în România, mulți piloți, Doamne ferește, crede-mă, nu vreau să critic pe nimeni, nu știu, se apucă de curse, merg 2 ani și după aia merg în străinătate. Ok, poți să te duci în străinătate. Nu, Daniel, poți să mergi în străinătate. Deja eram la European și o să știi. Adică... Mergi în străinătate, poate ca să te distrezi, să vezi cum e. Eu m-am gândit că organizarea din afară probabil e net superioară față de la noi, dar mă rog, iarăși nu știu. Că poate depinde de țara în care te duci. Și mă gândesc că poate te împinge un pic mai mult în față cu treaba asta. Da, uite-te, deci ca și performanțe sportive, gândește-te că, spre exemplu, Verstappen a început să meargă la curse, nu știu dacă știi povestea lui, la 4 ani. La 23 de ani e campion mondial la Formula 1, păi asta, dar după 19 ani de curse. Îl am pe Facebook, exact, și mă uitam la el acolo și am văzut, deci omul era cât roata de la mașină, într-un Citroen C2, dacă nu mă înșel, și vrea să urce, adică, și el pilotau la 7, la 10 ani, nu știu cât avea, pilota o mașină de curse. Și atunci, tu crezi că dacă te duci în străinătate, bine, eu cel puțin crede-mă, am avut o ofertă să merg în campionatul european din Italia, mă rog, cel din Italia avea niște conexiuni la niște firme care vroiau să zic un sportiv genul meu, că eram un campion mondial la box, dar să știi că m-am gândit și spun foarte sincer, eu boxul l-am început foarte devreme, cum să zic eu, și mișcările la mine erau cumva naturale, fiindcă așa am crescut cu mișcările alea. Tu îți dai seama, te apuci la... Nu știu, la 30 de ani te apuci de curse. La 38 eu. Eu nu m-am apucat la 38. Ești de admirat pentru asta, dar nu cred că te gândești vreodată că vei deveni campion mondial la rally. Da, te rog eu frumos, dar de ce mi-ai... Ți-am spulberat în viață. S-a dus de acum. Păi, nu, dar... Adică tu crezi că nu voi fi campion mondial niciodată? Adică eu deja am impresia că mă urmăresc ăștia de la Toyota, de la Hyundai, de la... Gândește-te că... Ți-am zis, eu la box țin minte, deci, nu știu, toate mișcările sau faptul că vedeam lovituri, intuiam ce vrea să facă adversarul, fiindcă am avut, nu știu, sute de mii de situații din astea. Și asta contează enorm de mult, adică dacă vrei să faci mare performanță, trebuie să începi sportul foarte, foarte devreme. Deci clar există un tipar pe care trebuie să-l ai, da. Și bă, n-ai început la 4 ani treaba asta, la revedere, s-a terminat, nu există, mai veni tu acum la 20. Există și de... excepții, dar este foarte, foarte rar. Da. E ca în antreprenoriat oarecum treaba. Bineînțeles că nu ai de mic veleitatea asta de comunicare pe partea de business, la fel cred că nu. Da, Daniele, uite-te în orice domeniu. Totdeauna cei care încep foarte devreme, normal,
au experiență mult, au învățat foarte devreme. Da. Imaginează să fi trăit, nu știu, 200 de ani în mod normal. Eu acum la 38, liniștit. Bine, știi cum e, totdeauna depinde și în fiecare an cât evoluezi. Da, e adevărat. Fiindcă poți să trăiești și 500 de ani dacă nu evoluezi dacă deloc. Dacă nu faci niciun drag, da. Știu, da. E. Deci, să înțeleg așa, la modul, băi, există un plafon. Rovanpera, nu? Rovanpera. Da, da, da. Băiatul ăsta are 20 de ani? Da, 21 de ani. 21 de ani, e campion mondial? Nu este încă. Nu este încă, nu? Dar e pe primul loc în campionatul mondial de raliuri. Și acum este la, adică omul așa, milioane de euro, mașină de curse, mega forță. Nu știu dacă a avut milioane de nu euro. Nu în spate, mă refer acum, azi. Ah, da, 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 da. Milioane da. De euro la 20 de ani, nu-l interesează că nu-l văd mega fascinat de mare materialism. Merge pe Toyota în momentul ăsta, așa, și omul deja pe locul 1. La 20 de ani. Bun. Daniel, și gândește-te. În primul rând, la 20 de ani, uită-te cum domină la ora asta campionatul mondial. Gândește-te că orice om normal la 20 de ani a câștigat o etapă de campionat mondial, poate petrecea o lună de zile. E atât de ciudat. Eu am trăit într-un mediu în care, fiind copil, spune, a, lasă, ce știi tu, că tu ești un copil. Și acum stau și mă uit la ăsta, la 20 de ani, da, și la mulți alții, care au echipe de oameni cu oameni în vârstă, oameni bine pregătiți și stau acolo văzând acest copil care evoluează și îl ajută să evolueze. Nu cred să ați nimeni să-i spună, hai bă, ce știi tu, ești un copil, las că merg eu care... Pentru că la noi în campionat sunt oameni care au ajuns la o anumită vârstă, spre exemplu, și încă se țin acolo de agățați, de un fir de ață. Nu, dar știi ce se întâmplă, Daniel? Adică nu fac acest transfer către... Mă uitam, îl apreciez pe Gârtofan, spre exemplu, că a făcut transferul ăsta către băiat. Da. Și e foarte ok. Dar mai sunt mulți care se agață acolo de un fir de ață, îți dai seama, e de pânză de păianjă întreaba. Și el stă încă acolo, se ține acolo, că vrea el încă să aibă acest... Bă, fă un transfer frumos către o persoană care... Și uite că băiatul merge simți bine. Simți care are talent. Da. Dar uite-te, știi că la Super Rally am făcut o echipă, UniCredit Leasing Super Rally Team, și am cooptat în echipă un băiat care are 15 ani. Și zic sincer, unul dintre lucrurile care m-a făcut... Băiatul era cu mine, venea după mine, exact. Un mijet era, dacă nu... Așa, cu mijetul închiriat de la... Gândește-te că l-am întrebat ce mașină și-ar dori pentru curse. Și mi-a răspuns, fiindcă asta m-a impresionat. De ce? Fiindcă este foarte important să ai dorința să mergi, să ai... Nu mi-a zis nicio marcă de mașină, a zis, merg indiferent cu ce, doar să merg. Ce vrei mai mult de atât? Este, deci cum să zic eu, în sport să știi că dacă nu pui pasiune, nu ai cum să reușești. Deci sportul nu este un domeniu în care, nu știu, să te gândești, nu știu, ca într-o afacere, că domne, fac asta ca să câștig bani. În sport, dacă nu pui suflet, dacă nu te dăruiești 100%, n-ai cum să faci performanță. Știi că ți-am mai spus, mă rog, în întâlnirile noastre, că am niște oameni pe care îi apreciez foarte mult și vorbeam odată de tine, bineînțeles. Mulțumesc. Am Gică Popescu, iarăși, da. Gheorghe Hagi, niște oameni pe care, oricât, nu știu, că se valorează partea asta financiară foarte mult în ziua de azi. Mă frate, oricât câți bani te duce în fața unui om ca tine, în fața unui om ca Gică Popescu, Gheorghe Hagi, tot un rahat ești, pentru că realizările, eu așa le văd, realizările pe planul ăsta de viață, da, sunt atât de mari încât nici măcar nu mai contează absolut nimic în fața lor, oricât ce te-ai duce, orice ai face, sau măcar să mergi pe același drum, mi se pare așa o... Bine, știi cum e, Daniel? Doamne ajută, îi cunosc pe cei de care ai spus și sunt oameni extraordinari, da. Și ai tot timpul ceva de... Dar știi cum e? Eu nu știu, eu n-am cunoscut sportiv care să scoată în evidență situația lui financiară sau... Și crede-mă că sunt sportivi care au câștigat sute de milioane. Dar uite-te, în viața de zi cu zi... McGregor scoate, Mayweather. Da, mă rog, acum e trendul ăsta. Zi cu e trendul ăsta care merge așa. Dă câștigi la loto 5 milioane de euro. Ai pierdut, nu? Înseamnă... mai sărac nu, dar vreau să zic ceva. Înseamnă că ești o realizare? Ai făcut tu ceva pentru banii? Doar că ai jucat la loto. Și de asta eu nu cred că banii pot să fie, nu știu,
o categorie importantă în viața unui om. E un trend în ziua de azi care duce într-acolo, în ostentativul ăsta dus la extrem. Ai văzut și Mayweather și McGregor, spre exemplu. Să știi că Mayweather foarte mult din ceea ce face este marketing, este un fel de, să nu-i zicem circ, fiindcă este făcut foarte cu cap, deci este team, foarte bine făcut. Money team are. Toate astea. Dar să știi că el nu este un tip așa de... Adică e pare, un pare extravagant din afară. Dar nu este așa. Nu, stai un pic, să nu înțelegi că are vorba aia, la câți bani are e greu să nu... Dăm în partea, în reversul medaliei în care vorbeam de prietenul tău, de Klitschko, spre exemplu, da, care, da, mă rog, acum așa, oameni care, bă, să renunță pe tonele astea de bani să faci o bătaie cu fratele tău. Era cât erau? 70 de milioane? Cât erau la momentul? Nu. Cred că ți-am povestit ceva, dar nu. A fost vorba, deci li s-a oferit 80 de milioane de euro ca Vladimir să revină în ring, dar nu cu fratele lui. Să nu se bată. La box, meciurile între frați sunt interzise. Eu deci pentru 80 de milioane trebuia să-mi zic că mie mă duceam și nu luam o bătaie soră nu, cu moartea la tomă. Sunt, să știi că sunt amândoi, deși Vladimir și Vitali, sunt niște sportivi extraordinari, foarte buni. Și crede-mă, oamenii, adică tu gândește-te că la toți banii care iau, că vorbeai de bani, au lăsat totul și s-au dus pe front. Câți oameni ar face așa senzație, ceva? Senzație. Nu? Este, mie mi se pare incredibil. Dar eu nu vreau să-mi pun întrebarea asta mie, dacă m-aș duce pe front și aș lăsa bani. Mă rog, e tare. Daniele, eu știi cum cred, nu știu, tu ești acum într-o etapă a vieții în care ai gândirea asta. Te rog, învață-mă. Dar nu, eu sunt adevărat convins că o să vezi, dacă vei fi foarte activ în sport, eu fac pariu cu tine pe orice, că în 2 ani vei fi alt om, o să vezi că vei gândi altfel. Să știi că totdeauna am urmărit să mă retrag așa între oameni care să fiu prostul găștii, pentru că vreau, am așa o dorință de a învăța. Mie mi-au lipsit foarte multe carențe și am început să le conștientizez și atunci e o mare plăcere să stau de vorbă cu tine, spre exemplu, și cu încă câțiva, mă rog, restrâns din păcate, de unde pot să învăț lucruri și care să-mi facă un transfer de ăsta de informație atât de valoros, pe care nu-l găsești oriunde, oricât ai umbla pe lumea asta. A, știi cum e, Daniel, acum este foarte important ce-ți dorești, dar ți-am zis, eu sunt convins că după ce vei merge la curse, păi și merg, o să merg, vezi cum... Merg. Da, dar să fii activ, adică să fii tot timpul... Păi nu, tu până anul ăsta nu poți să zici că ai făcut curse, nu? Păi am făcut, da... Mă rog, hai să zicem. Eu cred că 2 ani, dacă vei merge la curse, eu zic că te vei schimba, adică nu, că tu ești un tip extraordinar acum, ești, dar părerea mea... Mi-ai zis eu acum zic că nu știu să merg la curse. Nu știu, sunt puțin alte priorități. Nu, te înțeleg perfect. Eu am 3 copii acasă, treburi, muncă, e greu să le combin. Anul ăsta e foarte complicat pentru mine. Și asta din cauza curselor, dar îmi plac atât de mult încât nu pot să renunț. Da. Și uite, aici am plecat, fii atent aici. Virajul ăsta, deci aici mi-au venit bolovani. Nu știu, mulțumesc Dumnezeu că nu am niciunul în dinți. Și aici am luat hotărârea că ar fi mai bine să fac o ciordeală de asta. Vezi, asta, sportul te va schimba în 2 ani de zile, să știi. Deci, și aici am făcut un viraj de stânga, după care am început să... Am încercat să iau pe partea asta, dar veneai prea tare. Deci veneai prea tare. Uite, n-am mai. Ne-a zis, bă, dacă ies în față, acum facem muci. Și m-am dus pe... Uite, am început să fur pe aici, pe partea aia, asta. Dar n-ai scurtat. Nu, un pic, am fost acolo câțiva metri. Ai văzut tu asta? Bă, ne-au filmat și cu drona. De, așa, și am venit și am furat un pic într-adevăr acolo. Da, nu, de ne-am distrat, a fost da, fain, doar că chiar foarte a fost o zi foarte frumoasă și eu zic sincer, chiar am luat-o ca pe o distracție, adică nici chiar nu mai era ceva, că nu, n-ai cum să... Da, nu, eu mă distrez foarte tare cu mașinuțele astea, să știi, în mediul ăsta de mare și așa mai departe, dar... Da, a fost super tare aici, oricum circuitul e destul de, a fost curățat, doar că într-adevăr, cum ai zis și tu, dacă era un pic mai umed, probabil da, n-a fi lipsit atâta praf. Trebuia udat puțin ca să nu fie atât oricum de mult praf. Oricum mi-a făcut muci combinezonul și tu am văzut că ți l-ai mult. Eu o să-ți trimit o factură.
Da, te rog, rom. Da, nu, a fost interesantă ziua și... Da, 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 foarte frumos a fost, să știi. Dar ai văzut ce am zis aici când am ajuns? Da, că m-a întrebat Daniel unde e. Și a zis, păi bem o cafea și ajunge și el. Da, uite acum... Da, deci aici când ai ajuns aici, chiar am auzit în reportaj pe la Pro TV, pe la Antena, că ai zis că bei cafea. Nu înțeleg unde, că nu era nimeni, nu te-a invitat cineva la cafea acolo? Păi și de ce? Nu, dar mi s-a părut interesant. Că da, zicem, noi putem să bem o cafea și îți dai seama, am venit acum, zici, bă, vreau și eu o cafea. Cam târziu. Da, eu vreau și un croissant, ceva... A fost interesant oricum. Praf, praf. Ia uite acolo explicațiile mele care, deci, da, mă rog, și murdar și cum ți s-a părut primul vlog, Mihai? Uite, cu tine, îți dai seama ce tare e treaba asta, e primul vlog, mă rog, sau ce-o fi ăsta, podcast sau ce-o fi? Daniel, eu să știi că îmi doresc foarte mult prin prisma asta de super rally și că vreau să, nu știu, să înțeleagă oamenii că vrem să facem lucruri super tari, vreau să invităm o grămadă de oameni la să ne vadă mașinile odată, să stăm nu neapărat pe mine, mă rog, pe mine, pe tine da, dar pe mine, dacă vine cineva azi, du-te la mine aici, fă poză că eu nu ies bine la blitz. Ba, ești fotogenic, am văzut, dar nu știi cum este, Daniel. Nu vreau, Doamne ferește, deci că am zis înainte că n-ai să ajungi campion mondial. Îmi cer așa, scuze, să dar... Că am trecut nu, dar vreau să spun că acum mă gândesc la asta. Tu ai avut alt drum în viața ta. Ai făcut altceva și ai făcut foarte bine. Astea sunt tot realizări extraordinare. Acum, normal că nu poți să faci și afaceri până la 38 de ani și după aia să fii... și după aia să fii campion mondial la raliuri. Că nu, merg amândouă. N-ai cum să le faci. Speranța moare ultima dacă... Nu, dar ai niște realizări adevărat frumoase. Sportul cu motor este un sport foarte frumos și poți să ai mari satisfacții. Nu știu, și alt titlu poate să fie foarte valoros, fiindcă, uite-te, dacă zic un lucru, cred că primul turneu pe care l-am câștigat în viața mea ca și boxer a fost la 12 ani, trofeul tineretului la Hunedoara. La categoria mea, și de vârstă și de greutate. Nu știu dacă m-am bucurat mai mult atunci sau când am devenit campion mondial. Să știi că fericirea a fost aproape aceeași. Da, cred. Eu nu știu, eu mă gândesc pentru tatăl tău ce sentiment de fericire a avut în momentul în care a avut toate aceste etape de succes și se ajungea, eu mă uit la al meu că a bătut un pic tobele într-o zi la un concert și mi s-a părut așa, eram dăduse lacrimile, mă trecuse niște emoții de astea și eram fascinat de lucrul ăsta. Sportul ăsta, să știi că îl practic într-o oarecare măsură, pe lângă faptul că îmi plac foarte mult mașinile și să nebuni cu treaba asta, dar și pentru, nu știu, să mă vadă copiii, frate, să vadă că am această ambiție de a face lucruri pentru mine, până la urmă pentru mine. Să știi că și eu foarte multe lucruri pe care le fac, îmi doresc să fiu un exemplu pentru băiatul meu. Și asta nu de acum, adevărat, de mulți ani. Și chiar să știi, deci totdeauna am fost de părere că degeaba încerci să-ți duci copilul, îi spui nu fa aia, dar tu după aia minți la telefon sau... Normal că el reține ce vede. Da. Și pentru mine, să știi că a fost o mare dorință de mulți ani să fiu un exemplu pentru băiatul meu. Dacă am reușit același să fiu și pentru alții, eu mă bucur mai tare. Da, nu. Eu, mă rog, aici mă gândesc în prima fază cel mai mult. Da. Bineînțeles că sunt, nu știu, presupun că ești disponibil pentru oricine care vine să-ți ceară un sfat. Ei, cum să nu vezi? Și să ajuți pe fiecare. Bun, cam asta a fost pe podcast, nu știu cum să-l vlog, nu știu, trebuie să-i găsim un nume mai interesant. Daniel, mi-a făcut mare plăcere. La fel. Eu nu sunt foarte activ nici pe Facebook, nici, dar am văzut. Este o lume deci care... Deci îți dau acolo, am scris și azi zic, bă, măcar adaugă-mi poveste. A, da. M-am gândit cum e aia, dar măcar adaugă-mi poveste. Azi Alin de dimineață m-am trimis la o cafea și a zis, bă, frate, zic, n-a adăugat în poveste. Ce a zis Alin? Zice, a zis că are o postare din 2020 și bă, m-am dus, m-am plâns. Zic, bă, m-am dat acolo, bă, dar n-a adăugat nici în poveste. Și Alin ce a zis? A zis că zice, nu, că are două postări. Una din 2020, zic, nu știu cum dracu, el nu credea că ai postări. Adică... Da, fără, ai zis că nu ești activ nici pe Facebook, nici pe Instagram. Da, nu știu, asta e... Da, să știi că eu te înțeleg.
Nu, este foarte normal și cred că lumea merge în direcția asta, dar nu am fost obișnuit așa, nu știu, n-am Mă, s-a fost ajuns și la un crescut așa extrem și... cu treaba asta, cu Facebook și Instagram ăsta, într-adevăr. Mâine, Nici eu nu sunt Daniel, sunt mare... invitat la o petrecere. Ina are 10 miliarde de vizualizări pe YouTube, mi se pare. 10 miliarde? Da. Păi asta nu era populația planetei? Stai puțin. Păi da, dar Adică... îți dai seama, probabil că... Dumnezeu, Nu, da, mă gândesc, mamă, frate, deci... Na, foarte tare. Și, nu știu, văd o grămadă de UniCredituri, Superbeturi, foarte tare. sunt partenerii mei cu care colaborez foarte bine. Este un sport în care ai E nevoie de o necesar, da. susținere financiară, dar eu cred că întotdeauna ca să reușești să ai asta, trebuie și muncă foarte mult. Adică și Adevărat. partenerii pe care îi ai, normal că nu contează, să zic, în sportul cu motor numai să mergi tare cu mașina. Contează ce fel de om ești, contează dacă, nu știu, se poate construi ceva alături de tine. Adică eu cred că sunt Da, e multe lucruri legat care sunt importante. atitudinea Da. pilotului, bineînțeles. No, mulțumesc și eu, în primul rând, soției. Mulțumesc autonomului, mulțumesc centrelor ideal, mulțumesc Soreb. No, mulțumesc tuturor celor care mă susțin din toate punctele de vedere, nu numai financiar, și pe partea asta de moral, că, sincer, prinde atât de bine când cineva îți spune o vorbă bună. Normal. Așa de plăcut. No, cam asta a fost. Mulțumim tare mult și vă doresc o zi minunată.